Ediția a treia a Crosului Severinului a strâns sute de cetățeni la cea mai așteptată cursă de alergare, organizată cu scopul promovării masive a unui stil de viață sănătos, întreținut în special prin sport. Primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, a fost alături de cetățeni promovând sportul și mișcarea în aer liber. 2, 1, start! Hai, ușor, ușor! Hai, sport! Succes! Cea de-a treia ediție a Crosului Severinului i-a adus împreună pe iubitorii de sport pentru a se bucura de vremea frumoasă printr-o cursă de alergare și alte probe sportive. Sute de cetățeni au pornit din fața Palatului Culturii Teodor Costescu, parcurgând Bulevardul Dunării și trecând pe lângă Cetatea Medievală într-o cursă de 2150 de metri. Pentru cei mai mici dintre cetățeni, cursa a avut o lungime specială, de 1 kilometru. Pe deasupra a fost organizată și o cursă cu sacul în care cei care au fost implicați au avut parte de voie bună și distracție 2, la maxim. 1, start! Primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, cunoaște foarte bine domeniul sportiv, fiind bine cunoscut faptul că acesta a fost profesor de sport în trecut. Așadar, acesta sprijină activitățile sportive de orice fel, dorind să insufle cetățenilor iubirea pentru sport și mișcare. Edilul orașului a fost prezent la activitate din startul cursei și la final oferind premiile celor mai buni dintre sportivi. O reușită! Crosul Severinului ne-a ajutat și vremea a ținut cu noi. Foarte mulți participanți, vedeți noastră, de la cel mai mic până la cel mai mare. Sportul rămâne o prioritate pentru noi, sportul de masă. Este important să-i avem pe copii și nu numai aici, pe stradă, la sport, decât în fața televizorului, în fața calculatorului. Continuăm să susținem sportul, atât cel de masă, cât și performanța. De la cei mai mici până la cei mai mari, o zi frumoasă, o zi pentru severineni. Le mulțumesc tuturor pentru participare, îi așteptăm anul viitor. La cross au participat atât severineni, cât și cetățeni din județ sau chiar din țările învecinate. Campionul cursei de anul acesta a fost Denis, un tânăr în vârstă de 25 de ani cu dublă cetățenie. Acesta locuiește în Serbia, dar reprezintă cu mândrie România, având numeroase premii obținute la diverse competiții de atletism și fiind membru al Clubului Sportiv Municipal Craiova. A fost foarte greu, am distanțat primul kilometru, am alergat ritmul meu. Este a treia oară când particip aici, dar trei ore l-am câștigat. Și mai ne știu și ediția viitoare. Mulțumesc cu organizatorii, un traseu foarte bun și... Asta e mult. Faci sport de performanță? Da, practic de 9 ani atletismul. Am mult participat la probele de fond, să iei maraton, maraton, 10 km. De la cei mai mici până la cei mai mari, toți sportivii s-au simțit foarte bine urcând pe podium pentru a primi o medalie pentru participare. Însă doar cei care s-au clasat pe primele 3 locuri au fost premiați cu sume cuprinse între 200 și 500 de lei pentru munca și efortul pe care le-au depus în această cursă. Organizarea acestui eveniment sportiv a fost un adevărat succes și asta datorită implicării active a primarului municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, care a fost mereu un adept al sportului și al vieții sănătoase, menținute prin activitățile fizice de orice fel.